chiar acum live cu băieții de la Bere Gratis, care anul ăsta aniversează 20 de ani de carieră, așa ne dorim și noi cel puțin 20. Cum se sărbătoresc și ce fac de aniversarea lor, ne zice chiar acum Roxandra. Bună! Bună, Florin, bună, Diana, bună, dragi prieteni. Să știți că vă aud destul de greu, pentru că aici repetițiile sunt în toi. Băieții de la Bere Gratis repetă pentru marele concert de pe 1 noiembrie. Am stabilit cu ei că nu-i deranjăm decât foarte puțin, așa că o să vă invit și pe voi să vedeți cam ce desfășurare de forțe se întâmplă la repetițiile băieților de la Bere Gratis. Și cu ocazia asta o să-l trecor puțin pe Miță, ca să ne spună mai multe despre concert. 1 noiembrie... Cam câți instrumentiști pe scenă pentru cei 20 de ani de Bere Gratis? Vreo 120. 120 de muzicieni, cu tot cu noi, cu dirijor, cu orchestră. Am înțeles că vor fi 4 dirijori, dintre care unul e cel puțin de seamă, aș putea spune. Toți sunt de seamă. Maestru Gheorghe Zanfir este un unicat, este o colectă, dacă vrei, la capitolul colecție. Mai este dirijorul Andrei Tudor, care este și aranjor la câteva piese din concert, Daniel Jinga și Andrei Racu, care este dirijorul liceului din Lipati. Spune-mi, te rog, ce vor asculta fanii voștri? Vor auzi doar piesele Bere Gratis? Veți strânge așa, nu știu, cele mai cunoscute piese de-a lungul celor 20 de ani? Da, noi o să cântăm, de fapt, piesele pe care le-a făcut publicul mari. Și dacă publicul le-a făcut mari, trebuie să le cântăm, pentru că asta înseamnă că asta își doresc ei. Mai sunt bilete? Mai pot oamenii să se înscrie așa pe ultima sută de metri? Nu mai sunt bilete. Deci nu mai există, este sala plină și nu mai sunt bilete, ceea ce e o mare fericire pentru noi și pentru cei cu care vom cânta, adică Orchestra Metropolitană București și Corul Acustic. Și pentru ei e o bucurie că oamenii vin și la genul lor muzical pe care îl cântă, pentru că e un proiect foarte mare. Cum ți-a venit ideea proiectului ăsta? Pentru că e puțin neobișnuit. Nu știu dacă e neobișnuit, că n-am inventat noi nimic. Adică s-au făcut concerte de pop și de rock și în străinătate și simfonice, deci nu-i nicio problemă. N-am inventat nimic, ci pur și simplu ne îndeplinim și noi un vis. De când visai la lucrul ăsta? E un concert ăsta aniversar, nu știu, e gândit din urmă cu mai mult timp? De când m-am apucat de muzică, de atunci mi-aș fi dorit să fac asemenea proiect și iată că ne-a ieșit. Acum 20 de ani credeai că vei face asta și peste 20 de ani? Cum îți imaginai la începuturi toată povestea ta cu trupa? Îmi imaginam că o să fie foarte greu, dar în același timp îmi imaginam că dacă depui mult efort, dacă muncești foarte mult, la un moment dat visele încep să devină realitate, știi? Important este să întinzi degetul spre lună și să poate să fie atins. Ce urmează în următorii 20 de ani? Din nou multă muncă, multă transpirație, piese noi, cântece noi, concerte, ceea ce am făcut și până acum. Urmează ceva special după data de 1 noiembrie, după acest concert care e cu totul special? Păi urmează alte concerte, urmează anul nou, urmează Crăciunul. Noi rămânem în același ritm, nu avem cum să schimbăm acest ritm de care ne-am apucat. Noi vă lăsăm să vă întoarceți la repetiții. Mulțumim că ne-ați primit și că ne-ați dat și noi așa o frântură din ce urmează pe 1 noiembrie. Abia așteptăm să ne arătați încă 20 de ani de Bere Gratis. Să vă audă Dumnezeu. Da, e multă muncă, dar așa trebuie să facem. Știi, când la auzi pe Hagi spunând muncă, 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 antrenament, antrenament, pe Gheorghe Zanfir spunând repetiții, 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 studiu, studiu, îți dai seama că altfel nu se poate. Spune-ne pe final, doar așa, sunt curioasă, de la ce oră sunteți la repetiții? Cam cât repetați pentru concertul ăsta? Pentru că după 20 de ani, un artist încă mai repetă? Da, pe noi am repetat câte 5-6 ore pe zi. Și aici repetăm cam 4 cu orchestra. Te lăsăm să te întorci la repetiții. Mulțumim încă o dată și mult succes. Să fie așa cum v-ați dorit. Bucurie, să fie. Florin, Diana, ne întoarcem și noi în platou.